Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Școlarii se vor întoarce la cursuri de joi, care se vor întoarce în școli, îi vor aștepta, credem. Ne pare rău că, adică îmi pare rău că sunt atât de imprecis, dar asta este situația cu anul școlar. Totul e foarte fluid așa. Deci în principiu în școli vor aștepta, credem noi, teste de salivă pentru depistarea infecțiilor COVID. Aceste teste vor fi aplicate în principiu de cadrele didactice, de medicii școlari sau de părinți. Îi ținem priză pe toți. Da. Doar că, ce să vezi, testele vin aparent, din ce am văzut noi, la BAX, în pungi de câte 25 sau 50 de teste deodată, și ministerul a transmis că va da niște compensații profesorilor care vor asambla testele pe seturi individuale. Adică un copil, un test, așa cum ar trebui să fie logic, că testezi copilul individual, nu îi pui, nu testeze aerul în care respiră 50 de copii odată. Mă rog, e foarte straniu. Unii părinți spun că nu sunt de acord să folosească acum aceste teste, care au fost manevrate în condiții despre care nimeni nu poate garanta că au fost igienice. Deci, practic, profesorii ar trebui, sau cineva, nu știu, să desfacă punga și să pună testele, adică un recipient de la de scuip în el, un bețișor, toate alea, să le pună în pungi individuale și după aceea să le dea mai departe, înțelegeți? Cui să le dea vre? La părinți, să le facă părinții. Celor care le folosesc. Da. Care urmează să folosesc. Hai să vedem. Pare... Păi nu se știe cine le... Pot să le folosească și profesorii, pot să le folosească și părinții. Din câte am înțeles. Da. Dar l-am sunat pe liderul sindical Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație Spiru Hared, încercarea de a ne lămuri un pic. Bună dimineața, domnule Nistor. Bună. Bună dimineața. Bun, nu, ajutați-ne să le lămurim. Deci, până la urmă, cum se întâmplă? Au venit testele astea la vrac? Trebuie separate individual? Testele vor fi făcute de părinți, de profesori, de medici? Cine face? Cum se desfășoară acțiunea? Deci, ordinul comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății este foarte clar. Deci, aceste teste ajung în unitățile de învățământ prin intermediul inspectoratelor școlare pe baza licitațiilor făcute, din câte am înțeles, de Ministerul de Interne, Ministerul Sănătății, DSU sau alte structuri implicate în așa ceva. Odată ajunse în unitățile de învățământ, acestea trebuiau distribuite părinților, pentru că urma un consiliu de administrație care urma să hotărască. Unde se fac ele? Se fac în școală sau le fac părinții acasă? Deci consiliile de administrație urmau să decide din acest punct de vedere. După, de la caz la caz, adică fiecare școală se decide? De la caz la caz, că de asta vorbim de descentralizare, okay, de atâta vreme, dar în realitate mergem pe un centralism foarte, foarte puternic. Bun, stați puțin, stați așa. Deci un consiliu de administrație, să zicem că votează, domnule, noi facem la noi în școală. Al consiliu poate să spună, noi nu facem, exact, că n-are cine, le dăm la părinți, nu? Categoric, okay, pentru că sunt școli care, de exemplu, au cabinete școlare, au medici, au asistente medicale, să zicem că exista un personal care s-ar implica în așa ceva. Sunt alte școli unde încrederea în unii părinți este foarte scăzută și atunci cadrele didactice ar prefera să facă ei testele în școală. Vă dau un exemplu, lăsând deoparte încrederea scăzută, vorbim de școlile speciale. Sunt copii care au cerințe educaționale speciale, care provin din familii cu anumite probleme. Da. Este greu de crezut că testele respective vor putea fi folosite cu eficiență maximă. Și atunci se poate merge pe varianta în care testele vor fi făcute copiilor de către personalul medical, pentru că avem și personal medical în școlile speciale, sau de personalul didactic. Încă o dată, într-un sistem descentralizat, școala decide, în funcție de resursa umană, de disponibilitatea personalului pe care îl are în subordine, pentru că aici discutăm până la urmă de acceptul pe care trebuie să și-l dea personalul respectiv pe niște activități care nu apar într-o fișă postului. Deci decizia urma să fie luată la nivelul unității. Din acest punct de vedere, lucrurile au fost clare. Ce a urmat după, deja ajunge în zona penibilului. Să fie chemați directorii vineri după masă în inspectoratele școlare și acolo să stă la coadă ca să-și ia testele pentru copii, teste care trebuie făcute lunea și joia, în plase, ambalate la grămadă. Ăsta este deja un lucru care pur și simplu constituie o bătaie de joc la adresa sistemului educațional. Nimeni nu a pus în gardă profesorii, nimeni nu a pus în gardă unitățile școlare. Se pare că nici Ministerul Educației nu a știut cum anume vor fi achiziționate și cum vor ajunge aceste teste în unitățile de învățământ. Deci, vinerea, directorii au încărcat în plase testele care le-au revenit,
s-au dus în școli și au început să dea telefoane să aducă personalului didactic, neidactic și auxiliar la treabă pentru sortarea tuturor pieselor primite. Un puzzle pe care ei trebuiau să-l asambleze. Deci pentru cadrul practic, didactic, punga, pentru... au trebuit să desfacă pungile astea mai mari, nu? Efectiv, și... trebuie să desfaci toate pungile și să începi să faci kituri personalizate. Care cuprind ce anume? Copil. Adică e un bețigaș dintr-o parte, iei pe urmă dispozitivul în care se pune saliva, pâlnia din altă parte, deci fiecare componentă. Și fiecare componentă trebuie luată într-un alt astea pachet. Astea sunt sigilate... Iertați-mă, sunt sigilate individual fiecare dintre ele? Nu, nu, ele sunt puse. Bețigașele, de exemplu, sunt puse în pungulițe de câte 25 de bucăți. Da? Singura chestie izolată, total, este testerul acela, care îți arată dacă ești sau nu suspect de COVID. Păi și cum poți să știe părinții, sau chiar și personalul școlar, cum poți să asigure, nu știu, nu neapărat zona aseptică, să zicem, sterilă, dar măcar igiena sunt, cam greu. Sunt cam complet încurcate. Cam greu de realizat acest lucru. Deci pe cei care ar trebui să lucreze cu testele respective ar trebui să aibă mânuși chirurgicale și pune mâna și rezolvă treaba aceasta vineri seara, da? Mai departe, trebuie să ai pungulițe care să, în care să fie băgat kitul pentru fiecare elev. Deci este o muncă, pur și simplu. Stați, dar n-au fost date și pungulițele? Care pungulițe? Pentru kituri individuale. Păi stați puțin, folosesc o, de unde pungulițe individuale? Fiecare s-a descurcat cum a putut. Cam așa vin lucrurile. Îmi cer scuze, mai departe să ne gândim la următorul lucru. În alte domenii de activitate, prin administrația publică sau în altă parte, sau pe la ministerul ăsta de forță, orice activitate în ziua de sâmbătă și duminică se recompensează. În sistemul educațional nu contează. Olimpiade, orice alt tip de activitate, nu ți-o recompensează nimeni cu absolut nimic. Oamenii au fost chemați din această mini-vacanță. Haideți, fraților, facem o clacă și începem să sortăm noi materialele care ne-au venit pe filiera Ministerului Sănătății. Da. Domnule Nistor, ați primit vreo explicație? N-avă teste, descurcați-vă. Ați primit vreo explicație pentru modul ăsta de lucru? Ministerul Sănătății nu dă explicații. Am avut numeroase adrese îndreptate către Ministerul Sănătății. Nu a existat niciodată vreun răspuns sau o tentativă de a purta o discuție într-un grup reunit cu Ministerul Educației. Niciodată nu au răspuns la astfel de întrebări. Ei se consideră undeva deasupra tuturor. Noi toți suntem niște pioni care trebuie să executăm. Nu contează. Sunt momente în care ordinele sau dispozițiile pe care le dau sunt total rupte de realitate. Am cerut aceste testări încă din aprilie. Da? Și era normal ca testările respective să fie realizate în vacanța de vară, testele să vină în unitățile de învățământ, să nu lucrez sub presiune, copiii să poată fi testați înainte de a veni în școală. Am înțeles, am înțeles. Mulțumesc foarte frumos, domnule Nistor. A fost Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret. Sincer, sunt năucit de modul ăsta de lucru. Nu știu cum o să se desfășoare. Le țin pumnii tuturor celor care trebuie să se ocupe de această problemă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.